Bună ziua! În acest tutorial o să umblăm la o drujbă Husqvarna 350 care s-a oprit din mers. Prima și prima oară o să verificăm compresia. Și asta pare că nu mai are compresie. Pentru aceasta o să desfacem capacul. Odată desfăcute cele trei șuruburi, îndepărtăm capacul. Ok. O să scoatem bujia. Așa, o să înfiletăm ceasul de măsurat compresia în locul bujiei. După ce am înfiletat ceasul, așa, compresia întotdeauna se măsoară cu accelerația la maxim. Deci ținem accelerat la maxim, așa, și tragem de demaror. După cum vedeți, este aproape egal cu 0. Nu mai are compresie deloc. Pentru a vedea cauza, prima și prima oară o să desfacem eșapamentul, să putem să vedem cum arată pistonul. Pentru a desface eșapamentul, o să desfacem cele două șuruburi, două prezoane de la eșapament. Am desfăcut cele două prezoane, desfacem ușor eșapamentul și acum putem să ne uităm la piston. După cum se vede, acesta este foarte, foarte zgâriat, se pare că s-a calat la un moment dat motorul acesta, deci trebuie desfăcut. Mai departe o să desfacem cilindrul, e clar că trebuie schimbat, nu o să mai meargă. O să desfacem partea de admisie, carburatorul, filtrul de aer. Da, desfăcut filtrul de aer. Apoi accelerația. Așa, carburatorul putem să-l desfacem cu totul. Este prins cu două șuruburi. O să desfacem aceste două șuruburi. Făcut o improvizație, după cum puteți observa. Data desfăcute cele două șuruburi, putem îndepărta ok. Deci aceasta este aici vine șocul, contactul de oprit pornit. Așa, apoi putem să desfacem și carburatorul. Desfacem cele două șuruburi care este prinsă pompița de amorsare, ca să nu mai desfacem carburatorul. Iată, putem să lucrăm. Așa, avem galeria de admisie, cilindrul,
O să desfacem și amortizorul acesta care este prins pe cilindru. Așa, și acum putem să desfacem cilindrul. Este prins cu 4 șuruburi. O să desfacem și mânerul acesta ca să avem un acces mai bun. Acesta are 2 șuruburi aici pe laterală. Acum pe cele de jos, avem încă două aici. Putem să umblăm fără probleme la cilindru. Continuăm să desfacem cele 4 șuruburi. Odată desfăcute toate cele 4 prezoane, cilindrul trebuie să iasă fără probleme. Gata. Ok. După cum se observă, pistonul este afumat, deci a pierdut compresie maxim, s-a dus de tot. Aici a prins și ceva, un obiect străin. Să vedem cum arată și cilindru. Da, și acesta este terminat. Deci, după cum se observă, are urme pe toată suprafața, deci clar trebuie înlocuit. Ok, o să înlocuim cilindrul, setul motor complet, cu piston, segment, bol și siguranțe. Da, trebuie să desfacem de compresorul, amortizorul, galeria de admisie de pe cel vechi și o să le montăm pe cel nou. Așa, desfacem pistonul ca să-l înlocuim cu cel nou și o să curățăm bine în carter, ca să nu cumva să rămână vreun obiect străin. Am verificat jocul la bielă, este ok, deci nu avem joc în bielă, deci ambielajul este salvat. Trebuie să înlocuim decât setul motor. Curățăm foarte bine carterul să nu cumva să rămână un obiect străin și când montăm setul nou să-l tragă din nou și să strice setul motor. Ok, după ce am scos pistonul și am curățat bine carterul, așa, o să începem reansamblarea motorului. Schimbăm, bineînțeles, garniturile, schimbăm și rulmentul cu acet de la bielă. Cel vechi, după cum se observă, este forjat, a fost și a schimbat culoarea, se vede că s-a încins. O să-l schimbăm preventiv. El mai merge, dar preventiv îl schimbăm. Așa. O să începem reansamblarea motorului. Prima și prima oară o să băgăm o siguranță pe piston. Siguranțele au un canal în care intră.
și închiderea trebuie să rămână undeva ori sus, ori jos. Să nu fie pe orizontală. Deci să nu fie în poziția aceasta. Ori în sus, ori în jos, cum doriți dumneavoastră. Ok, după ce am băgat siguranța, după cum v-am spus, aceasta trebuie să rămână, am lăsat-o în jos. Așa. O să punem pistonul pe bielă. Nu uităm de colivie, de rulmentul coace. Așa. Pistonul, bolțul. Ok. Așa, am băgat bolțul bine. Deci pistonul cu săgeata, e săgeata aceasta din capătul pistonului, către evacuare, către tobă. Închiderea segmentului să fie către admisie. Altfel va rupe segmentul. Odată băgat bolțul cu colivia, o să punem și cealaltă siguranță. Mare atenție, cel mai bine ar fi să puneți aici o cârpă sau ceva ca să nu vă cadă siguranța înăuntru să vă chinuiți. Ok, odată instalat pistonul, o să punem garnitura, îi dăm cu un pic de ulei ca să nu se lipească, să rămână lipită de motor și de carter. Ok, după ce am pus garnitura, o să dăm cu ulei și pe piston și la interiorul de la cilindru, chiar și la canalul de la segment, mergem bine cu ulei pistonul. Ok, după ce am uns pistonul și interiorul la cilindru, o să punem segmentul. Segmentul nu aveți cum să-l băgați greșit, deoarece pe piston este un bolț care împiedică segmentul să se învârtă în canal. Și bolțul acela vă indică exact cum vine pus segmentul. Ok. Am pus segmentul. Acum urmează introdus cilindrul. Trecem cu grijă să nu rupem segmentul. Normal există o presă pentru introdus, o presă care ține segmentul închis ca să putem să introducem mai ușor cilindrul. Dar noi nu o să folosim, o să punem manual pentru că nici dumneavoastră acasă sigur nu aveți asemenea presă. Ok, după ce am băgat cilindrul pe piston, îl așezăm în poziție. Ok, o să-l fixăm cu cele patru șuruburi de prindere. Ok, după ce am așezat cilindrul la locul lui, înainte să strângem cele patru șuruburi de fixare și să-l fixăm definitiv, învârtiți ușor motorul să verificați să fie totul în regulă. Da, este totul în regulă. Acum putem să strângem fără probleme cele patru prezoane de fixare. Ok, după ce am strâns cele patru șuruburi, o să continuăm cu ansamblarea. Pompița de șpriț la locul ei, carburatorul. Am locuit și suportul acesta care ține galeria de admisie strânsă de carburator, pentru că era rupt și poate să nu țină foarte apropiat carburatorul de galeria de admisie și să tragă aer fals. Așa, apoi o să introducem ansamblul la locul lui, șocul prins de carburator. După ce am strâns cele patru șuruburi de fixare ale cilindrului, l-am fixat definitiv pe acesta, o să reîncepem, o să continuăm procesul de reansamblare. Așa, prindem pompița de șpriț înapoi pe locul ei. Ok.
după ce am pus și pompița de șpriț și ansamblul carburatorului la loc, strângem cele două șuruburi de fixare carburatorului. Atenție, acestea nu trebuie strânse foarte tare, să nu exagerăm, pentru că ele sunt prinse, după cum ați văzut, într-un plastic și riscăm să spargem acel plastic. Ok, verificăm, accelerația merge, șocul, da, este ok, butonul on-off funcționează, ok, o să curățăm și filtrul acesta de aer, ok, o să punem bujia înapoi, filtrul de aer. O să montăm eșapamentul. Ok, următorul punem eșapamentul. Ok, după ce am prins și toba, stingem bujia definitiv. Gata. Punem fișa, ne punem încă capacul și mergem să o pornim. Ok, tragem șocul, amorsăm carburatorul. Așa cum o să pornim, o să tragem șocul. După ce a dat să pornească, împingem șocul la loc. Acum o să verificăm, o să mai facem un test de compresie și apoi o să lăsăm să meargă un plin de benzină în gol cu un amestec mai bogat de ulei pentru a-și face rodajul cilindrul. Ok, acum o să testăm și compresia cilindrului nou. Am instalat ceasul, l-am resetat. Așa ținem accelerația la maxim. Ok, 6 și, deci o compresie foarte bună. Ok, acum putem să montăm și capacul exterior și toate cele și o să o lăsăm la rodaj, să meargă un plin de benzină în gol.